Salutare! Astăzi e sâmbătă, iarăși încep un vlog sâmbăta și îl termin când îl termin. Astăzi sunt cu Ilinca, a venit să mă ajute. Afară e ok, sunt nori, e un pic răcoare, e super bine. O să mergem și la Lidl, că vreau să cumpăr castraveți, să punem la murat. Deci astăzi punem castraveți la murat. Doar dacă găsesc ce vreau. Și sunt ok. Până acum am găsit numai urâți mai de aruncat. Noi mai avem un pic, terminăm programul și mergem la Lidl. Ne vedem mai târziu. Pa, pa! Pa, pa, tuturor! Salutare! Am ajuns acasă. Să știți că e încă sâmbătă. Am reușit să filmez în acea zi. Deci nu am mai sărit peste zile, e sâmbătă. Ora prânzului, noi am venit de la cumpărături, am fost la Lidl, am ajuns acasă și ne pregătim că avem o zi onomastică și trebuie să mâncăm ceva și să mergem. O să începem cu acești pufuleți. Au 450 de grame, i-am luat la reducere, au costat 10 lei. Ei sunt buni la gust. Dar sunt extraordinar de tari, adică foarte tari, nu sunt ca pufuleții moi. În schimb, la gust sunt foarte buni. Niște pâine. Pâine cu semințe, e la reducere, era ultima. Nu mi-a venit să cred. Un croissant, ce-a mai rămas, am luat 3, a mai rămas 1. Mă rog, pentru baie. Pâine cu lapte sau pâine cu unt, pâine de lapte. Niște tic-tac. Tic-tac, rămâne la Ilinca. Am luat niște tortilla integrală, cred că și aia era la reducere. Un nufăr pentru baie. Și am găsit pe acolo, am găsit niște tăiței asiatice, 3,50 lei. S-au părut ok de preț. Am luat pentru vase, detergent pentru spălat vasele. Sushi! Și sushi! Cred că 15 lei au fost. Am terminat prima plasă, continuăm cu a doua. Pâine, franzelă. Vreau să mănânc cu roșii. Pene rigate. Cred că am pronunțat bine. Și ele au fost la reducere, 2,19 lei, cred. Niște brânză. Brânză, 250 de grame. Iaurt. Iaurt. Am luat aici pulpe de pui, dezosate cu piele. Au costat 17,98 de bani. Brânză feliată. Pentru burger. Dar nu avem burger. Încă niște pui, încă o caserolă cu pui. Asta a costat 18,05. Niște șuncă feliată. Cremuș de la Peacock. Și am mai luat aici ceapă de porc cu os feliată. A costat 26 de lei cu 98 de bani. Are 900 de grame. Niște dulano. Dulano, bravo. Salam de porc crud uscat și afumat. Și niște șampuu. A curs? Nu. Și un gel de duș de portocale. Și ăsta a fost. Chiar miroase frumos. Cam astea au fost cumpărăturile. Bine, am mai luat un pachet de gume, o înghețată, care a mâncat-o Ilinca pe drum și un rap de pui. Extraordinar de bun. O să mai iau și o să-l testez aici pe cameră, pentru că e bestial. Deci m-a surprins. Da, am luat unul de foame, pentru că mi-era foame și nu vreau să mănânc prostii și așa mai departe. Zic, hai că mi-au un rap să vedem. Măcar până mă țin acasă. Și l-am probat, l-am testat pentru prima dată. Extraordinar de bun. Nu știu dacă mai era cu altceva, adică era varianta cu pui și nu știu dacă mai au și alte variante.
dar asta cu pui e bestial. Da. Noi ne pregătim, mergem la o zi onomastică și ne revedem ori mai târziu, ori mâine, când o să pun castraveți la murata asta, dacă îi găsesc, pentru că în Lidl nu mai era nimic, absolut nimic, niciun castravete nu mai era. Și să mă duc pe aici, pe la Prozar, să văd dacă găsesc ceva, habar n-am, nu știu. Da, și ne revedem. Pa, pa! Bună dimineața! Este 7:15. M-am trezit la 6:30. Pregătesc ceva de mâncare să le las. Îmi place să le fac în aceeași zi. Nu-mi place să le las de pe o zi, să le fac seara și să mănânce a doua zi. Nu știu, mi se pare mai proaspăt și mai gustos. Abia acum mă pun să-mi beau cafeaua. Vai, ce bună e prima gură de cafea. Și aici mi-am făcut micul dejun. Chiar nu știam ce să mai mănânc. Chiar nu mai știam. Și cum nu am mare lucru să vă arăt, nu am noutăți deocamdată, să pun pe vlog. Castraveți încă nu am găsit. Cam ce vroiam eu. Cam așa arată. Are multă brânză. Mai și curge. Și n-am mai mâncat de mult o lipie cu șuncă și cu brânză. Cred că am pus cam multă brânză. Dar, în schimb, e gustoasă, sărată. Am pus două feluri cheddar. Cred că Gouda și un pic de mozzarella mai avea pe acolo. Am dar asta, cheddar curge. Curge o grămadă. Și acum mă pun să-mi iau micul dejun, să-mi termin cafea, să beau și cafeaua, să le termin mâncarea și să plec la treabă. Și poate găsesc zilele astea castraveți pe care vreau eu. Pentru găsesc numai din aia moi, adică urâți, nu sunt ok. Bun, eu îmi termin și cafeaua. Să-mi iau micul dejun, cât timpul trece. Și ne revedem. Pa, pa! Suntem la muncă și așteptăm să vină ploaia. Bună! Aici am pe Ilinca de ajutor. Nu a vrut să stea acasă, a preferat să meargă cu mine. Și așteptăm ploicica. Sunt niște nori. Să vă arăt norii. Deci cam așa arată. A început ploaia. Nu plouă chiar așa tare ca zilele trecute. A plouat mult mai tare. Doar că e închis tot a ploaie. Plouă, cred că mult și bine dacă nu încolo. Și în caz că sunteți din Tălcoviște, mă găsiți vis-a-vis de restaurantul Dava sau pensiunea Dava. Am ajuns acasă. Să știți că ne-a prins un picuț ploaia, am intrat și prin Pepco, mi-a luat cămașa asta să-mi pun ceva deasupra pentru că nu aveam nimic și eram doar în maieu și mi-era foarte, foarte, foarte frig. Și Linca i-am luat șosete, pentru că ea era în sandale, pentru ea aveam geacă, dar pentru mine nu aveam absolut, absolut nimic. Și mi-a luat această cămășuță, chiar îmi place, 38 de lei și chiar îmi place, foarte, foarte frumoasă, foarte lejeră. Se poate combina cu multe lucruri și e destul de ușor de purtat. Îmi place, chiar sunt mulțumită de alegere.
Bună tuturor! Noroc cu ploaia! Noroc cu ploaia! Că mi-am luat această cămașă pentru că am mai văzut-o și, bine, și în alte culori, dar nu m-a impresionat. Da. Bun, acum să vă arăt cumpărăturile din Lidl. Lidl. Pâine. Cârnăcior stick cu brânză, ce-a mai rămas din ei, au mai rămas mai nimic. Cereale. Croasante. Și-a mai luat braf de pui. Sau zic shawarma, am zis pe se poate să zice shawarma, că se vede ca un shawarma mic. Mică. Mică. Și astăzi îi facem proba și Ianis. Și de data asta să o încălzesc un pic, să o mănânc și caldă, să vedem cum e. Pentru că rece știu cum e, e bestială. Am luat doi castraveți. Niște iogurt. Budincă. Budincă cu vanilie. Altă budincă cu ciocolată. Budincă. Budincă. Niște sărățele cu brânză. Mai castravete. Niște inele de calamar. Iată ce am spus mai mult. Cred că au costat 18 lei. Am luat legume pentru ciorbă, pentru că vreau să fac ciorbă. Mâncare de cățel. Pentru cățel. Trio, ardei, trio. Stai o secundă. Șuncă de curcan și chorizo, cărnați cu boia de ardei dulce și iute. Cafea. Am luat cafea Amigo, pentru că e a doua oară, de fapt, de când iau. Am luat odată, din curiozitate, să văd cum e. Și, într-adevăr, e foarte bună, deci nu e amară, Nu, e foarte bună. Are aromă, e gustoasă, nu se simte foarte amar. Și cafeaua nu se vede neagră, ca și cum ar fi boabele arse. Deci e cum trebuie, dar e foarte bună. Am luat-o și la reducere, 11 lei și un pic. Ea de normal e până în 15, 14 și un pic. Niște brânză. Topită. Topită. Aici am luat bacon afumat și cașcaval afumat. Carne tocată de porc. Ciocolată. Caldă. Caldă. Ulei. Un kilogram de făină. Și o ciocolată. Da. Cu căpșuni. Da. Și cu ocazia asta o probez. Și eu se provez. O savurez. O bunătate. Da. Pasta de tomate concentrată. Și-am mai luat o dorină pentru baie. Aici din 3, da. Cu lămâie și ocean au, nimic. Nu mai au alte arome. Am luat cu lămâie pentru că cel ocean nu prea îmi place. Și varză murată. Cred că ați ghicit. Vreau să fac sarmale. Aici am niște usturoi. Am terminat usturoiul și nu mai am. Și fac fără usturoi, e incomod. Și țelină. Că vreau să fac și ciorbă de fărișoare. Și astea au fost cumpărăturile. Am dat 216 lei. Cam asta a fost totalul. Mă schimb, îmi aranjez cumpărăturile și pe urmă degustăm shawarma sau wrap de pui. Și niște șușetele de la Petco. Am arătat? Da. Revin.
Tu adevărului. Avem aici shawarma și inele de calamar. Ilinca aici mănâncă toată murdarea la gură. Și cam așa arată shawarma sau wrap de pui de Lidl. Uitați ce bine arată. Și pentru 7,50 lei, să știți că merită, merită. Și inele de calamar. Un inel. Chiar pare că are calamar. Aș zice că are. Și gust de calamar are. Bun, era și foame. Acum bunătatea asta. Aș zice că e mai bună rece. Am zis să o încălzesc un pic să vedem dacă e mai bună, dar după părerea mea, cred că e mai bună rece. Pentru că are multă maioneză, sos. Nu este shawarma. Este foarte bună. Nu. Hello! Salutare! Vreau să continui vlogul pentru că vreau să-l închei. Că mai am o mică părticică și vreau să-l închei pentru că se face prea lung. Sparg cineva ceva. Și vreau să vă spun că până la urmă am pus câteva castraveți la murat. Într-un final, doar că am uitat să filmez. Nu am filmat procesul, dar e clasicul cu usturoi, mărar și sare. Da, fiind și câteva babe de muștar și de piper. Adică clasicul, nimic special. Pentru că am făcut castraveți pentru acum, să mâncăm pentru vară. Castraveții mei și-au schimbat și culoarea. Acum o să-i pun în... frigider să stea la rece, că sunt gata și eu cred că e suficient. Să știți că arată bine. Aș desface unul să gust, dar lasă că pentru diseară la cină, că sunt nerăbdătoare. Și arată bine. I-am tăiat așa felii. Așa felii pentru că erau un pic cam prea mari, pentru că așa micuți nu am găsit cum vreau eu. Scuzați-mi părul, dar e foarte cald. Pentru că nu am găsit cum vreau eu, am găsit așa mari. Dar, bun, pentru o fasolică și acolo un cartof prăjit merge. Bun, deci într-un final îmi închei vlogul. A durat ceva, ca de obicei. Nu pot să fac eu un vlog în câteva, într-o săptămână, ca zic așa. Eu trebuie să-l fac în mai multe săptămâni. Ca așa sunt eu. Mai uit să mai filmez, mai, mă rog, mi-aduc aminte, după ce fac anumite lucruri, mi-aduc aminte că nu am filmat și că trebuia să filmez și așa mai departe. Dar asta e. Bun, eu închei vlogul aici. Sper că a ieșit un vlog, cât de cât un vlog. O să încep altul. Nu știu când îl termin, dar eu îl încep.
Astăzi este luni, să știți că suntem 29 august, cred că 29, da. Da, suntem 29 august, nu, iulie. Și eu închei vlogul abia pe 29 iulie și încep altul. Nu știu când îl termin. Vă doresc o săptămână ușoară și ne revedem într-un nou video. Pa, pa! Și ca de obicei, like. Nu uitați de like și să vă abonați. Pa, pa!